Sunteți gata toți? Da. Poți să începem? Bună ziua, reprezentanții presii! Bună ziua, stimați cetățeni, stimați locuitori al municipiului Bălți! Astăzi, împreună cu doamna Liliana Grosu, colega mea deputată în Parlament, am înregistrat un proiect de lege privind statutul municipal al municipiului Bălți, capitala de nord. Desigur, nu vom da citire acestui proiect, fiindcă este un proiect mare, de 19 file, dar vom spune cel mai principal între acest proiect. Din 2012 și până în ziua de astăzi, multe guverne au început acest statut, dar până la capăt nu a fost dus. Și astăzi noi am înregistrat pentru aceea ca capitala de nord a Moldovei să aibă statutul aproximativ, chiar dacă nu exact ca Chișinău. Cel mai care vom avea în municipiul Bălți va fi, în primul rând, proiectul va asigura că 100% din venitul tuturor de la persoanelor fizice vor fi oprite în municipiul Bălți, 50% din impozitul devenit a persoanelor juridice vor rămâne în municipiul Bălți și, dacă va fi schimbată legea cu privire la taxele de drumuri, vor fi rămase tot în municipiul Bălți 100% din taxele drumurilor. Desigur că noi astăzi pledăm pentru aceea ca 50% să fie de taxele drumurilor chiar de la 1 ianuarie și așteptăm ca municipiul Bălți să fie exact ca și Chișinău o reparație bună, fiindcă în municipiul Bălți mult sunt de reparate drumurile noastre. Un nou primar, un nou conducător și o nouă, desigur, să vorbim, taxe care vor fi rămase în municipiul Bălți, va da orașului mai multe și mai frumoase dezvoltări. Acum vă ruga pe doamna Liliana Gros, colega mea, să vă dea și ea dumneavoastră ce este mai precis, mai principal pentru social. Bună ziua tuturor! Vreau să vă comunic și eu despre unele aspecte importante ale acestei inițiative legislative. Noi considerăm că acest proiect de lege va contribui substanțial la consolidarea capacității administrației publice locale din municipiul Bălți. Prin prezentul proiect de lege se propune a introduce delimitarea între competențele primarului, în special cele proprii și cele delegate. Astfel, se presupune ca cele delegate să fie finanțate din bugetul de stat, iar cele proprii din bugetul local. Totodată, competențele proprii să fie împărțite în obligatorii și voluntare. Această delimitare va permite asigurarea financiară completă și realizarea tuturor competențelor administrației publice locale. Colegul meu a vorbit deja despre câteva lucruri referitoare la taxe și impozite. La acest capitol aș vrea să mai adaug că noi venim cu propunerea de a institui un mecanism separat de colectarea taxelor locale, pentru că în prezent acestea sunt percepute de instituțiile fiscale, care nu au demonstrat randamentul necesar la perceperea acestora. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi bună în continuare. Mulțumim! La revedere!